Oh, ce faceți, copii? Bună ziua! Poftiți! Să nu deranjăm! Nu deranjați! Pentru dumneavoastră nu e niciun deranj. Haideți, intrați în interior. Oh, și... De la moșu! Oh. Ce sunt? Sărăuinile. Păi, ne-a scris, sunteți aveți 5 copii, nu? Da, 5 copii singuri. Ia, haide, la fiecare câte unul, hai. Ia uite, mami. Hai, hai și tu. Puneți aici. Ia, pune. Ia. Hai, ia și ia tu ăla mare, ia și tu unul. Ia, ține-l. Ia și ăsta micu. Ia să vedem. Hai și tu. Hai. E, ia și tu. Ia. Mulțumesc. Ia să vedem. Și aveți și trotinete, că doar le-am găsit. Sunt electrice, da? Fie. Facem o întreagă. Aveți o flotă de trotinete. Mulțumim, domnul primar. Da, și pentru mine? Pentru tine, da. Toată lumea. Toată lumea. Hai. No, ia să vedem. Vrei să te uiți? Da. Vrei? Ia, uite, desfăceți-le fiecare și uitați-vă la ele. Ia, ăsta e al tău. Cum te cheamă? David Andrei. David Andrei, ca pe nepoțelul meu. Bravo, uite, toate astea sunt ale tale. Ia uite de tu ce îi găsești aici. Wow. Facem analizele, exact. Da. Vedem disponibilitățile. Nu mai îmi permit să mai stau, nu pot. Asta e toată camera, toată casa dumneavoastră. Iată, uitați ce toaletă am. Nu se poate să trăiesc așa cu copii, uitați. Și mai mi-a și 10 milioane plus apă, plus ce mai bine, lumină, nu-mi permit să plătesc. Am alocația 9 milioane și cu ce mai dați dumneavoastră socialul nu mă ajung. Da, eu am văzut la direcția noastră, am văzut că o familie cu 5 copii, o mamă singură. Da, nu am tată, plus la copii, singură mă chinui cu ei. Plus că am văzut că în rapoartele au spus că vă chinuiți cu tot cu ajutorul care îl primiți de noi și ajutorul. Da. Uitați-i, ce mi-ați dat dumneavoastră ajutorul? Un televizor la copii, moșule. Bravo, bravo. Am făcut și o frigidere. Bravo, bravo. Bucată, închide, lasă, nu. Băi, închide acolo, lasă, nu trebuie să mai arăți mie. Sănătate multă. Ca să aibă copii. O să avem grijă în continuare, sunteți în atenția noastră cu prioritate. Deci v-aș mulțumi măcar acolo. Ce mi-o stau, da? O cameră, o baie, să pot să îmbăie și eu copii. Important că văd că țineți foarte curat și felicitări pentru cum vă creșteți copiii. Lipsilor. Îmi trebuie o tabletă. Să da, tată, sunt mingi. Oaia. Ce le-a găsit nenea Piedone? Le-a găsit și le-a adus vouă. Nu erau treasă să fie date la copii. Spunem că nu ne permitem noi să... De ce să nu vă permit? Noi v-am votat acum Dumnezeu. Nu e bai. Bravo. Ia pune o geacă din asta pe tine. Ia să vedem. Ți-e bună? Pune Mitru, arată-i domnului. Deci pot să mă bazez și eu pe dumneavoastră? După sărbători vorbim, veniți... Oricum, nu, direcția de asistență socială se ocupă în continuare de dumneavoastră și... Aveți numărul meu. Dacă mi-o găsiți și mie două cămăruțe, o baie și o bucătărie, sunt cineva. Uitați unde gătesc și eu. La mulți ani, copii, să vă dea Dumnezeu sănătate și un an bun, da? Da. Să o ascultez pe mami, da? David! David, o să-i spun un nepotul meu, David, că am fost la un David. David Andrei.
David Andrei, bravo, tată. Uite, ăsta micu și acum nu reușește să-și desfacă cadou. Ia să vedem ce hanorac e. Ia să vedem. Bravo. Uite că ai și dulciuri aici. Ciocolate, tot ce vrei. Bine, aveți și încărcătoarele alea, să le puneți... Ei jureau de astea, le vedea pe la col și spunea... Nu, vedeți că sunt electrice. Sănătate multă, să românile, bună seara, copii. Vă pup. Ia, cum facem? Sănătate! Să fiți iubiți. Ai scris Lunenea Piedone, da? A? Cât nu pot? Nu pot să-l ții? Îl ține mami, hai. Îl duci și îl desfaci în casă, da? Sărbători fericite. Mulțumesc. Câți ani în șori ai? 11 ani și sunt în clasa 4. Bravo, bravo, bravo. Bravo, așa. Vă rog. Tocmai am certificat de copil cu handicap grav și din ianuarie eu vreau să-mi fac mutația la mama aici. Cu siguranță. Bine. Cum pot proceda ca să fac transferul din DGSPC pe 4 la 5? Veniți la domnul viceprimar. În ianuarie vine doamna direct la dumneavoastră să-și facă transferul de la DGSPC la DGSPC la sectorul 5, pentru că se mută cu domiciliul la noi aici, în sectorul 5. Da? La 4? Da? Da. Da. Gata, e în regulă. E în regulă. Sărbători fericite, copii. Doamne ajută. Așteptați moșu? Da, da, da. Mai de cinci, intră păpușe. Câți copii sunteți? Cinci copii. Oh, să nu trezim. Nu face nimic, stați liniștit. Ia mămâie. Hai. Toate cinci, dăm cu. Ce faceți, doamnă? Ce să facem? Păteam și noi și vă mulțumesc foarte mult din tot sufletul meu. Noi. Și am un foarte mare dorință la dumneavoastră. Mersi. Eu aici stau cu chirie. Sunteți singură? Aveți singură. Tot? Singură. Sunt nu. Câți copii aveți? 1, 2, 3, 4, 5 copii. Să vă trăiască, doamnă. Mă aștept după o zi pe alta să poată să-mi spună... Cât are locuința asta aici? Nu știu cum să vă spun. 10 metri pătrați? Am 10. Nici doi. Și uite, felicitări cum vă ține și cât de curat să vă trăiască copiii. Sunteți în banca noastră de asistați. Da. Nu, domnul Mircea? Apelați la noi de câte ori aveți nevoie. Cu orice problemă, pentru mine prioritatea sunt copiii și familiile acestea cu adevărat nevoiașe care se zbat și uitați, felicitări încă o dată, vă țineți curat, aveți grijă de copii, tu la școală, noi ajutoarele sociale le primiți la timp, da? Da, da, da. N-aveți probleme. Orice problemă, veniți direct la primărie, da? Eu mă duc, că mai am de umblat, cu moșul peste toți, la toți copiii la noștri instituționalizați și cei care sunt în banca noastră de date, că sunt, să știți, foarte mulți ca dumneavoastră care au 4, 5 și mame singure. Chiar am venit de la altă locație unde, la fel, cu 6 copii, o doamnă și cresc
își crește copiii cu demnitate. Vă fericit și sunt lângă dumneavoastră. Mulțumesc. Hai. Mă, care sunt aia șase? Restul îmi scrie, am zis ăla șase. Vezi că sunt electrice, da, da. Să le bagi la încărcat. Da. Băi, care mai al doilea? Eu pentru ăla mic am zis. Ține mă, am zis 2 inși, unde erau aici? Nu mă, ia tată, îmi scrii că trebuia să le dau la alții și aia care mi-au scris. Mai sunt încă 2 băieți. Băieți, băieți, ia tată, ia tată. Dacă e copilul aici, restul... Păi te aștept, ce să fac? Și așa nu erau. Și lua asta mică, tată? E fată, mă, aia e fată, e de băiat. E pericol, cade pe jos. La băiat. Dă-i și nu fata asta. Băiat, băiat, băiat. Restul vreau să... Băiat, oameni... Rugămintea mea... Iubirea mea, ascultați-mă puțin aici. Eu n-am venit, am venit pentru cineva și astea le-au fost plus. Mă ascultați la mine? Am găsit ceva care erau achiziționate. Vreau să-mi faceți scris și vă aduc. La primărie îmi faceți scris... Și vă aduc, veniți și vă luați, toți sunteți prioritari. Repet, faceți înscris pentru copii, cadouri de Crăciun. Mâine veniți la primărie și depuneți cerere. Fără cerere. Deci nu, tătuna. Nu mai există, asta e ultima, ia-o. Mersi frumos, se rămână. Pleacă. Deci, repet, nu mai scris, da? Faceți-mi, vă rog, frumos scris. Pentru cine are copii, până în 6, 7, 8 ani, puneți-vă scris ca să vă dau. Nu, 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 nu mai trotinete. Vă dau anumite tot felul cadouri. Ce am, ce... Nu mai e una la după la mic. Nu, pe aia ne ducem la alții, direct. Ne depunem la registrator. Da, iubire, da. Hai, sănătate. Bună, copii. Bună seara. La mulți ani. Aici sunt 5 fetițe, nu? Ia. Ia, uite, v-am adus cadouri pentru fiecare, da? Ia, ușor, ușor, ușor. Da, iubita mea, da. Cum te cheamă? Anais. Anais, mă, cum nimeresc eu astăzi? Am mai fost la cineva ca la... Hai, ușor, ușor, ușor. Da, puneți-o, puneți-o acolo. Hai. Hai. Uite și aici, puneți și jos aici. Hai. Ia uite cât aveți. Deci, și trotinetă electrică. Ia, coa, mai gata? 4 sunteți? Da. 4 fetițe. Câți ani ai tu? 2. Și tu câți ani ai? Nu știi, cum nu știi? 4 ani. Și tu? 6 ani. Și tu? 8. Să creșteți mari. Și tu? Vrei să desfacem să vedem ce e aici? Știi poezie? Știi poezie? Da. Ce poezie știți voi? Ia zi cu Moș Crăciun. Ia. Ușor, las. Ciun, ușor, las că te sfaci. Să nu te tai la mână. Hai, zi, Moș Crăciun. Așa. Ia. Ușor, ușor, ușor. Ușor, copii, ușor. Uite și. Ușor, ușor, că aveți fiecare. Toate. Aveți, uite și dulciuri și aveți toate cutiile astea pline la fel pentru toată lumea. Mă, toată lumea, deci pentru toată lumea e la fel, da? Uite. Ăsta e încărcătorul de la trotinetă. Vezi că e electrică. Sucul tău. Îl pupă, mă, sără. Să vă citească, da?
Ia uite, știi cum se numește cartea? Șmecherilă. Uite și o prăjiturică, da? Deci toate sunt pline la fel. Da? Nu vă certați, alo? Ia uite ce mai avem aici. Uite, toată cutia asta e numai a ta. Uite, a ta. A ta, asta e numai a ta. Ia vino cu. Ia fii atent ce-ți face nenea Piedone. Na, stai acolo în cutia aia, acolo. Și să vezi că asta e numai cutia ta, da? Asta e numai a ta. O să ai și tu o cutie, ai și tu și toată lumea are cutie. Ai să stai în cutia asta, da? Așa. Uite și păpușa ta, uite, tu ai cățel. Toți aveți la fel, ca să nu vă certați. Sunteți surori, da? Să le împărțiți pe toate. Sărbători fericite, copii. Ține grijă. Hai, pa! Pa, pa, pa!